Da, Cristi, iau de... lasă telefonul tău. Da, las. Pentru că trebuie să am dovezi că tu cine știe ce vrei să faci. Ce vrei? Păi nu știu, dar ții cu mâncarea asta. Acum să-mi pregătit ție. Și tu crezi că eu pot să mănânc? Păi dacă nu pot să mănânci, am un prieten aici și pot să-l chem pe el. Să mănânc. Îl chem pe el și plec eu. Păi de ce tu nu mănânci? Pentru că... Eu am pregătit pentru tine și tu nu vrei. Olga. O să zic eu așa ca să fac și o întrebare. Băi, Olga, oricum sunt filmat de perică, știi? Eu n-am încredere că tu cu tot felul de bojmoan de pe aici. Ai venit cu prietena ta ca să nu mai dau nume și poate a pus ceva prin mâncare. Eu ce fac, dar nu? Și poate pățesc ceva. Poate... Bine, mănâncă de langa, despre crăsta. E gros. Aoleu, cine bine? Stai să vedem cine bine. Aoleu! Tu ai venit, Aline! David, tu ești! Mamă, cine a venit! Pregătise masa pentru Cristi și nu vrea să mănâncă. Bine că a venit Mihaela să vii să mănâncă. Mihaela mai salva, Mihaela. Mihaela mai salva. Ce faceți, prieteni? Haideți la masă. Ți-am adus suc, Olga. Ce să mănânc? Bună! Eu de ce am adus cu Cristi să mănânc? Nu, ai toată încrederea. Da, Mihaela, ai toată încrederea, că o să rămână aia lângă Olga. Păi nu, sunt aici păzite de patroana. Păzite? Dar cine a fost aici, nu? A venit cu ghicitoare și cu nu știu ce. Pe bune, mai pot să mănânc? Ce să zic? Hai mai putea. Și tu, David, mai pot să mănânc eu asta? Cine ești? Am adus acolo. Tu mănânci? Am adus suc. Tu ai mâncat. Ce ai mâncat? Am adus ulei, că am auzit că am băie. Am mâncat. Mai mult le-am mâncat ca urmă o alii. Da, bine, să-ți ajută Dumnezeu la copilul tău, la bărbatul tău, când ai adus. Așa, o să pregătim aici. La prieten. Ia zi, Cristi, vezi, dacă tu ai zis că a făcut mâncare, pentru cine a făcut? Pentru David, pentru Alin. A, deci nu pentru mine. Păi dacă tu nu mănânci? Păi adică dacă eu nu mănânc, ai făcut pentru alții. Ai făcut pentru mine special. Pentru toată familia, dar, ești familia dar, noastră. Da? Furat ai făcut frânza. Pentru mine special, dar Olga, privează-mă. Deci ai făcut pentru mine special, dar te refuz, îmi pare rău. De ce? Nu pot să mănânc așa ceva. Auzi, David, arată bine. David, ia zi, mă gândesc că e ceva. Ia zi, bine, ce zice Cristi? Bagă la congelator sucul să zarcească. Zi tu, David. Păi cum că o stat așa? O stat așa, frigider. Hai că dacă ți-e frică sau nu, mă? Păi din contră că... Ce dacă dai tu? Adică tot îl poate să aibă ceva. Dacă are ceva. Dar tu ești român și român, nu mănâncă așa ceva. Nu mănâncă român, nu mănâncă ceva. Dacă mi-ai făcut parmece. Olga! Parmece, dacă mi-ai făcut. Românii nu... Crezi că se poate întâmpla? Bine, nu pot să... Românii nu mănâncă rânză. Bravo, David. Serios? Și noi mâncăm? Da, că la noi nu se face rânză. Nu mănâncă... La noi, la români, nu se face rânză. Ia rânză aia, hai, rânză. Nu, mă, arată bine, dar... Rânză, știi ce înseamnă? Nu-mi frică, nu. Mușchi țigănesc. Ca broșul. Da, mușchi țigănesc de porc. Și Cristi nu vrea să mănâncă. Da, mă, nu vrea să mănânce, nu să mănâncă. Când de mănâncă, nu mănâncă. Cristi, de ce vorbești așa? Ca să se audă pe cameră. Da, cum vorbea Leo? Ridica vocea dintr-o dată așa și se ridica masa. Vezi? Ce ai luat o rază? Îți țipa fracul, nu te deranja? Îți plăcea? Ia uite mine, ce îți spune Cristi. Ți-a luat ăsta. Olga, nu uita. Aveam o inimă, dar nu mai zic. Hai, Cristi, și mănâncă. Cu David, să mănâncă și David. Băi, David. David, dacă se bucoar merge cu asta. Olga. Da. Cât ai filmat, Olga? Mai lasă-o să filmezi. Ai 4 minute. Mihaela, ce faci? Bine, te-ai gândit că ești și tu în casa asta. Așa ar trebui să vii toată ziua la patroana aici, să-i faci jucuri. Dar am fost toată ziua la patroana, dar am spus toată ziua. Dar să nu mai vii numai cu mine. Nu m-ai cu mine și tot duci la spital și să nu mai aduci înapoi. Eu am fost cu patroana la spital. Bă, pare gălăgie, pate. Pe facem vlog. Patroana stă acolo, vorbește cu Alin. Facem vlog, patroană. Ce face Mihaela? Cum bine la tine? Ce hai face? Să gustăm totuși. Hai! Să gustăm. Bine. Nu, mă, nu, dar nu-mi vine. Gustă! Nu-mi vine că am făcut parmece. Hai de gustă, Doamne. Ghicitor aici, Doamne, voastră. Ce mă stresez. E bună acum. Păi tu până cu mâncă, cine ți-a făcut?
Aaa, aia e treaba, vrei pe Roza și de aia nu mănânci. Nu, dar poate a făcut ceva să mă îndrăgostesc de tine și eu nu vreau. Doamne, ferește. Oricum, dar am o întrebare acum, pe bune. Da. Tu te-ai îndrăgostit de mine, că spune lumea că a văzut. Ești geloasă că te-ai îndrăgostit. Fă-mi o limonadă. Niciodată da, ești pe genul meu. Nu, poți să faci ce vrei, viața ta personală. Nu sunt geloasă, eu sunt... Vrei să mi se întâmple ceva, nu știu ce. Nu, să vorbești frumos, nu de dragoste, că acum avem treabă de dragoste, că prea de noi la spital. Asta zic, bă, asta zic și trebuie să ne rugăm la Dumnezeu, să fim sinceri, să fim curați, să fim tupește, curați și la minte și peste tot. Dar zilele trecute ai fost cam geloasă. N-am fost geloasă, am zis să nu vorbești de dragoste, Cristi. Deci nu ești îndrăgostită de mine, ca să știe lumea. Cum? Nu ești îndrăgostită de mine. Doamne, că lumea spune, eu spun din comentarii. Păi cum să, din prieteni să te îndrăgostești, se poate și așa? Păi tu știi că se poate, cum adică, mai se poate acum? Bă, ce bani de... Olga! Recunoaște! Zi să recunoască! Olga, eu vreau să zic ceva. Da, zic. Tu n-ai viză americană, ca să te ducă Cristi în America. Nu. N-ai viza americană. Dar nu vreau. Dar nu poți să o ieși. Cum să plec în America să te las pe tine, pe patroana, pe Mihaela, pe toată familia? Cristi poate are viza americană și poate, dar tu n-ai viza americană. O am. Da. Dar ea nu are și nici nu poate să o obțină, pentru că hai să spun ceva ce nu știe lumea. Tu ai fost acolo unde ai fost și ai cazier, nu ai cum să ajungi în viza. Nu mai vorbi, dar asta e ce vrei să zic. Să nu mai crede lumea că mergi cu mine în America și că ești pe interes. Ești pe interes? Nu ești pe interes, nu? Eu așa cred că nu ești. Eu cred că m-am îndrăgostit de tine. Mamă, stai puțin, dacă mai zici odată așa, am cu telefonul după tine. Ce-ai spus, Olga? Da. Hai cum e nervos deja. Ce-ai spus, Valentă? Că s-a îndrăgostit de tine. Nu, m-am îndrăgostit de filmările tale. A, de filmări, deci nu de mine. De tine ca personaj artistic. Da, ești persoană publică. Superman. Serios, dacă ești persoană publică, cum să nu mă îndrăgostesc de o persoană publică? Vezi că eu sunt vedetă, nu persoană publică. Zic tu, Mihaela, da, deci tu te-ai îndrăgostit de Cristi ca și personaj, nu ca bărbat. Da, îți dai seama, ești personajul meu din telenovela mea de la Stella. Ca și când mă uit eu la un film. Îți dai seama, tu ești personajul principal. Cu tine începe telenovela, să trece telenovela. Da, vedete sunt aia de la Hollywood, știi că au fost la Hollywood. Vreau să ajung și eu acolo, poți să mă ajut? Ce ți-a zis mai înainte? Că n-ai cum. Ce faci? Îi fac și lui David o limonadă. De acum o faci? Olga, dar poți să pleci pe cum un suc ceva? Pe bune, mă lași așa? Hai că spun lui Emilia Cristi. Te rog, mă stai că iarăși o trebuie aici. Ce faci, patron? Da, tot pe bani, cu bani, pleacă de aici de la mine. De ce nu vrei să te filmezi pe canalul meu? Pleacă, nu mă filmați ce faci. Pe canalul meu, vezi? Vreți să mă Olga, lasă Olga în pace. Vedeți cum face patrona de urât când e să o filmez și eu pe canalul meu? Parcă zici că vrei mai noi doi să fim pe canalul meu. Acum te bași, bași cu balon așa, cu, da. Cu porță, bași cu porță. Uite ce telenovelă facem noi. Tu un episod, eu un episod. Nu? Da, când filmăm pe Olga din astea, când pe Cristi, să vizionați, să filmuleți. Un personaj din? Telenovela noastră adevărată este la Cristi și la mine pe canal. Da, tu știi cine sunt eu? Da, dacă vrem mai filmăm și la Mihaela și la patrona. Știi cine sunt eu ca personaj? Și la Leo de la Steha. Știi cine sunt eu ca personaj? Contele Dracula. Bă, nu știi? Ce faci așa de vreo? Dar știi aia cu... Ai uitat, nu? Ce-ai făcut la televizor? Ce-ai făcut tu cu moculeasa? Da. Tu vezi că eu sunt moculeasa? Dacă mă enervezi într-o noapte, știi ce fac la ușă, da? Ce? Vin cu... Ai văzut ce-o cheamă la ușă și nu m-am speriat? Vin cu patul. Ai văzut? Ăla, patul. Dar de ce? Nu știu, cine te-a învățat mulțumesc să... Mulțumesc, Mihaela. Cine te-a învățat pe tine să-mi vorbești așa? Eu sunt contele Dracula și suc sângele dacă mă enervezi. Vezi ce treaba ta? Cine face? Crede că e un film. Noi suntem aici acasă la noi, în scuză, oameni, ca la șată. Ce să facem în prieteni? Trebuie să ne descurcăm și noi cumva. Tabi este vedetă. Ce șată, vitați șată, vitați șată, vitați. Vezi, vrea să închid un ochi mai. Plecați un pic de la Cristi și nu plecați. Nu plecați, nu plecați, nu plecați, nu plecați, nu plecați, nu plecați. Ce faci așa, mă? Ar trebui să o filmăm în realitate, nu-i face, patru. Că i-a zis ce? Nu, 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 nu
făcut. Da, David, mi-ai salvat filmarea. Mi-ai salvat filmarea, cum mă supărase, cum mai scăpam de Olga. Ce are ea cu mine? E îndrăgostită de mine? Da, ce mănâncă? Că ce vrea de la mine? Băi, de asta nu... Nu vreau să mai filmez cu Cristi, că Cristi nu vrea să mănâncă ce facem noi. Vreau să întreb toți fanii. Dacă vrei să mai filmez cu Cristi, dacă nu, nu mai filmez cu Cristi. Că Cristi tot timpul când îi pun să mănâncă, nu mănâncă. Păi ce să mai mănâncă? Ai mâncat în zile. Nu știu ce. Nu mi-ai dat mie ceva sigilat? Ai mâncat zilele, ce ai făcut? Am mâncat ce înseamnă? Nu mănânc. Am mâncat acasă. Cu cine? Cu două mâncați. Cu două prieteni. Auzi, Mihara, ce am făcut? Bă, asta e limonada. Ce mă, nu mai am voie să am gagici și treabă? Mi interziști cu la ce ai pus stăpânire pe mine sau ce? Mai lasă-mă în pace. Găsiți de treaba ta și de viața ta. Să bagi viața mea așa, cu forța. Nu, Cristi, te rog frumos. Ce mă rog frumos, că trebuie să fiu, să fiu dur cu tine. Când vorbesc, când vorbea Leo, să sară masa. Da? Nu face de astea cu mine. Ce? Închide filmarea aia, te rog frumos. De ce? Că filmez eu. Hai, bam, bam. Nu-i închis la filmarea! Nu. Eu râdeam la David, nu râdeam la ea, să nu credeți că are ceva pentru ea. Dar de ce vorbești așa? Cum e? Cum am și eu așa, nu sunt nervos. Te gândești la Roza? Nu am treabă cu ea, nici nu mai știu cum o cheamă. De când ai mai văzut-o pe Roza? M-a supărat pe ea. Nu pune aia, nu pune aia, dar voi vreau să puneți astea cu voi. Bine, mănâncă și tu un salam din ăsta. Nu, ia-ți mănânc. De ce, ți-e frică că te muști? Da. Nu mănânc. Mai bine beau o cola, un Pepsi de la Mihaela, că era sticla sigilată, așa că te-ai din ea. Bă, dacă, dar paharul, nu m-am uitat la pahar dacă era ceva. Ba, da, era sigilat, uite, sus pe aia. Mihaela, dacă ai făcut ceva și ții cu Olga? Nu mă, ce treaba ta? Ți-am dat să ți-ai și dat de unică folosință, ca să vezi. Da, eu am încredere în tine, că ești româncă de-a mea, dar ai grijă. Că nu-i neînțelege bine. Uite, sigilate toate. Am încredere în ea. Bă, ce e aici? Gadu Gajo, Dino, Mihaela Gajo, Dino, Cihal, că tu te-am mea că sunt de-a mea. Mihaela e de-a mea, e româncă, așa că trebuie să ține cu mâncă. Mihaela, tu și-a ne-a româncă, da? Poți să cred Gadu Gajo, Dino, mea. Mihaela știe țigănește, să dea mea. Ce ai zis, Mihaela? Și și-a ne-a Gajo, Cancio, Dino. Vorbește, mă. Adeară o seară. Ha? Adeară o seară, Dino. Uitați-mă, uitați cum vorbește. Orga despre mine m-a înjurat. Mihaela depinde atât de tu și-a nu-i română. Și mai pe n-au canci. Cadea mai mult. Ata că ai primat prea mult. O să rămân pe memorie. Hai! Hai,